Vagoane de metrou cu destinația Glorie, cu stații de purgatoriu, cu acces limitat. O zonă consistentă a poeziei românești de azi vine din alte limbi, din limbile țărilor pe care le-au ales autorii debutați în România, iar cu Valeriu Ișteanu, poezia este mereu o călătorie spre locuri, dar și spre persoane răspândite din Maroc până în Japonia. Autorul este una dintre persoanele de care este legată istoria recentă a prezentării versurilor în public în România, ce ai numit performance de poezie, iar un volum precum cât ai clipi dintr-al treilea ochi, îți arată acest lucru și prin întâlnirea între poeme și colaje de același autor. Supradadaiști flagelează năluci papă-lapte ale impostorilor.